Bine, v-am regăsit la DigiSport Special. Suntem la finalul primei zile din această etapă de Superliga, prima etapă a returului din sezonul regulat. Iată că avem parte de două rezultate de egalitate, Oțelul cu Botoșan 0-0 și acest Dinamo CFR 1-1, o luptă foarte intensă, o luptă frumoasă pe stadionul de Arcul de Triunf. Mergem pentru o primă declarație de acolo, de la stadion. Îl ascultăm pe portarul CFR-ului, Otto Hindrich. Torie, cred că am făcut o prima repriză slăbuță, am intrat foarte târziu în joc, dar eu zic că puteam să câștigăm meciul, mai ales am avut pe final o ocazie mare, dar un punct e mai mult decât zero. Intervenții bune pentru tine în această seară, chiar salvatoare, mai ales în fața lui Denis Politic. Cum ai reușit să te întinzi acolo? Nu știu, ca și portar te prinde faza așa și încerci să faci tot posibilul să-ți ajuți echipa. Care a fost cea mai grea minge în seara aceasta? Care ți s-a părut? Cred că aceea, a lui Politic. Este al treilea meci consecutiv pentru tine în poarta CFR-ului în acest sezon și crești de la meci la meci, poți spune asta, în evoluții, în tot ceea ce înseamnă încredere? Da, pot să zic că da, prind mai mult încredere. Era mai bine dacă creșteam cu încă un meci fără gol, dar mergem înainte. Urmează un nou meci, nu aveți pauză pentru voi, nu se intră în vacanță. Cum vă faceți voi calculele pentru meciul cu Oțelul? Da, va fi un meci foarte greu. Oțelul, o adversară foarte grea și vom merge acolo să câștigăm. Mulțumim frumos, seara bună! Mulțumesc și eu! Cu o intervenție senzațională, Otto Hindrich, la acel șut al lui Politic. Dinamo a ratat o șansă importantă de a rămâne pe locul 2 și după restanța pe care o va juca CFR-ul, pentru că dacă ar fi bătut astăzi, s-ar fi dus la 4 puncte față de CFR și rămânea, indiferent de rezultat, rămânea în fața CFR-ului. Acum a rămas un singur punct și așteaptă rezultatul din acea restanță despre care vorbea și portarul CFR-ului. Cu Oțelul, dacă CFR-ul bate, o depășește pe Dinamo în clasament. Îl ascultăm și pe autorul singurului gol al CFR-ului, Luis Munteanu. Bun găsit! Cum mai descrie în primul rând partida din această seară? O remiză? Mulțumit? Nemulțumit? Bună seara! Un meci greu cu un adversar dificil, mai ales acasă. Dacă nu mă înșel, cred că n-au pierdut niciun meci acasă. Da, o remiză, ce așa a fost să fie. Avem încă un meci la Galați acum și sperăm să câștigăm. Un gol pentru tine în seara aceasta, însă aș vrea să ne povestești un pic cum a fost faza aceea, pentru că a apărut așa foarte multă derută, a fost și arbitru chemat la monitorul video. Ce s-a întâmplat acolo? Da. Și ce discuții au fost evident pe teren cu arbitrul? Da, în prima fază a crezut că l-am împins pe fundaș, dar nu, l-am împins, dar foarte puțin, dar așa, de să-l sperii puțin. Da, a comis, o să zic așa, și da, n-a fost fault deloc. A ieșit înainte de final cu o accidentare la spate, am văzut bine? E da. Grav, nu e grav cum e? Nu, e grav, am avut toată săptămâna probleme cu spatele, am simțit că mă înțeapă și de data asta am ieșit, n-am mai stat pe teren. A fost o repriză total diferită pentru voi. În prima a apărut așa că ați intrat mai greu în meci. Ce s-a întâmplat la pauză? Ați venit schimbați. Ne-a spus mister ce să facem mai bine. Am avut o repriză a doua chiar mai bună. Se putea mai bine de atât. Primul gol pentru tine după mai bine de o lună în tricoul CFR-ului. Ești 100% în acest moment concentrat la CFR și ce-ți propui mai departe? De ce să nu fiu concentrat? Unde să nu-s la CFR S-a vorbit și despre oferte. Patronul clubului a spus că nu se gândește în această iarnă. Vorbim doar la vară despre eventuală plecare. Nici nu e perioada de transfer unde să plec. Oferte nu să apară în timp. Să apară. Eu stau aici la CFR. Dar fără să vrei, nu știu, nu te gândești că poate ai o oportunitate de a merge la o echipă mult mai bună? Cum rămâi concentrat cu picioarele pe pământ când se vorbește de anumite milioane? Ce pot să spun eu? Sunt aici de puțin timp, n-am ce să fac, eu sunt aici să-mi fac treaba. Nu mă gândesc la transferul momentan. Sunt la al treilea an deja la seniori, nu mai pun botul ce scrie presa în continuare. Dar ți-ai propus un număr de goluri în acest sezon? Ai așa în minte? Goluri să tot dau. Nu mi-am propus nimic, vreau să fiu mai bun decât am fost sezonul trecut. Poate CFR să se bată la titlu, sincer, cum simțiți
toată lupta asta? Să fim în play-off și după, cu siguranță o să vedem cu câte puncte intrăm și de acolo o să ne propunem un nou obiectiv. Mulțumim, seara bună! Seara bună! Da, l-am ascultat și pe Luis Munteanu, cel care a reușit să profite de gafa lui Golubovici. Tot privind acea fază, pare inexplicabilă această gafă. Iese din nou să boxeze, deși s-a mai întâmplat în meciurile trecute, să boxeze la faze la care poate să prindă mingea. Și aici, dacă îi strigă cu echipierului său să nu se bage, poate chiar să prindă mingea. Luis Munteanu renunțase la luptă. Ne vom mai uita, am discutat despre această fază în pauză cu Marius Avram. Împreună cu Marius Avram ne vom mai uita la câteva faze, dar în câteva momente, după ce îl ascultăm și pe Vasile Mogoș. O remiză în seara aceasta pentru CFR Cluj, însă ne uităm la tine și vedem deja urmele luptei din teren. Cum a fost pentru tine meciul acesta? Bună seara, cred că în scor corect, am avut și noi ocazii și să dăm goluri. Cum ați văzut în seara asta, a fost chiar aproape un război. Și e bine că n-am pierdut în casa lor, pentru că aici e foarte greu să câștigi. Statistica nu minte și e bun și un punct. Pe total, mulțumit și de joc, pe lângă rezultat. Cum a arătat CFR în această seară, după părerea voastră? Cred că putem face mult mai bine. L-am arătat asta sezonul ăsta, dar trebuie să ne uităm la ce am greșit. Am greșit mult, foarte mult pasă, tehnici, care de obicei nu greșim și o să ne gândim acum cu oțel. Dar ce s-a întâmplat în prima repriză? A apărut așa că ați intrat un pic mai greu în meci. Păi cum v-am spus, aici e foarte greu să jucăm, mai ales cu fanii lor care sunt superbi și a început primele 10-20 de minute, cred că în toate terenurile așa. Și pe mine m-a surprins sincer, pentru că credeam că arătam altfel, dar important că nu s-a pierdut meciul ăsta, pentru că a fost foarte, foarte important pentru noi. O perioadă încărcată pentru CFR, multe meciuri, luni la Galați, nu aveți prea mult timp de pauză, de odihnă, să vă gândiți la alte lucruri. Sunt norocoși că avem lotul mare, suntem toți jucători buni și ne pregătim în fiecare zi să ajungem la meciul potrivit. Tu ești ok pentru că pleci de aici cu o amintire așa pe... Da, Bucureștiul foarte, foarte bine și la Națională și aici. Și... Nu, e bine, e bine. Mereu mă lovesc la cap, dar e important să fiu sănătos, cred. Dar din nebun sunt nebun deja, deci nu schimbă nimic. Apropo de Națională, selecționerul domnul Mircea Lucescu a fost în tribune în această seară. Mă gândesc că te gândești la echipa Națională, ți-e dor de... Da, bineînțeles, ce înseamnă echipa Națională. Locul nu-i dor. Îmi lipsesc băieți, îmi lipsesc Mogoșoaia. În afară de glume, eu mă gândesc în primul rând să fiu sănătos, să joc bine pentru club și știu că domnul Lucescu știe foarte bine ce trebuie să facă, nu trebuie să știți și voi. Eu îmi fac datoria la clubul meu și dacă să mă chem bine, dacă nu, hai România, că eu am tatuat pe inimă, deci țin mereu cu băieții. Dar ai semnale, anumite semnale, că ești acolo monitorizat de domnul Lucescu și ești în vederile dânsului? Nu știu, eu, cum v-am spus, eu dau tot 100% pe teren. După dacă sunt monitorizat sau nu, nu-i treaba mea, e treaba mea de la lot. Mulțumim frumos, seara bună! Drag, la fel, pa, pa. Da, lui Mogoș e dor de Mogoșoaia să ajungă la echipa națională, dar avea niște urme pe frunte fundașul dreapta al celor de la CFR. Revedem golul celor de la Dinamo și o să discutăm despre această fază. Bineînțeles, s-a discutat și pe parcursul partidei și comentatorii și-au exprimat o opinie. Hai să vedem faza golului marcat de Dinamo și părerea lui Marius Avram despre această fază. Așa. Da, deci vorbim mai mult de faza premergătoare golului înscris de Dinamo, dacă a fost sau n-a fost corner. Pentru că de aici este singura discuție. În rest, golul a fost perfect regulamentar din execuția aceea și putem vedea... Na. Revedem faza chiar de la început.
Discuția este dacă pe cine atinge ultimul aici mingea, din, dacă pe Selmani. Dinamovist sau pe fundașul celor de la CFR Cluj. Din ultima reluare, cea care este din spatele porții, se poate vedea clar. Și aici un pic se poate observa, dar este destul de rapidă. Dar acesta este unghiul cel mai bun, din care se vede că mingea un pic îi șterge gheata lui Selmani acum, înainte să iasă din teren. Era aici greu să vadă era foarte greu să vadă și asistentul și arbitru. Și asistentul, în primul rând, e mascat de corpul jucătorului, că atinge piciorul de pe partea opusă a asistentului. Da. Iar arbitrul, de unde era el, e foarte greu să vadă. Iar varul, pentru genul acesta de faze, indiferent care este rezultatul loviturii de la colț, nu poate interveni. Nu face parte o lovitură de la colț din fazele pentru care cei din camera VAR trebuie să intervină. Și atunci, indiferent ce se întâmplă din această lovitură de la colț, nu se poate schimba rezultatul de pe teren și golul a fost înscris și rămâne înscris. Golul în sine a fost perfect regulamentar, lovitura de la colț, cap, fără niciun fel de probleme, niciun fault acolo, aceasta este singura discuție. Păi nu prea e o discuție, pentru că, da, e o greșeală, da, e o greșeală pardonabilă totuși, pentru că e da, ceva corect. Destul de greu de observat și... au ales arbitrii. Că după aceea din corner iese gol e totul și tot o altă discuție, o altă fază. Bun, o să ne mai uităm și la alte faze împreună cu Marius Avram. Mister Dinamo merita mai mult în seara asta? Da, ca rezultat? Repriză, prima repriză a fost o repriză bună, consistentă, făcută de Dinamo, cu un joc articulat, cu o posesie superioară, echipa care a controlat jocul, o prezență bună în terenul adversarului. Mi-a plăcut foarte mult Olsen, Iaure și Cârjean cu rază mare de acțiune. Politic și Milano a fost tot timpul încercat între linii să joace, dar în același timp l-au căutat și pe Selmani în profunzime. Este clar că după pauză Petrescu cumva a simțit că sunt ceva probleme. Vine cu Matei în poziția de fundaș central, trece pe Abeid în locul lui Camora. Fica la mijloc care a adus un plus de dinamică în jocul echipei. Ideea este că în partea a doua a jocului au fost decât două situații importante de gol. În rest a fost așa, un joc mai echilibrat față de prima parte a jocului, parcă cu un plus pentru Dinamo, dar să nu uităm de ocazia importantă a lui Michael, dar înainte de Michael a avut singur, după o pasă foarte bună la Taxidis, a lui Taxidis pentru Michael, singur cu portarul, ocazie excelentă din punctul meu de vedere, putea să fie 2-1 pentru UCFR. Dar înainte a fost ocazia aia, a lui Politic, după o cursă a lui Semani pe partea dată, scoate foarte bine, apare din extremă în al doilea atacant Politic, dar Hindriș are un reflex extraordinar. Altfel, Politic a dat bine, a dat tare, a dat chiar în portar, a fost nevoie de un reflex. A fost reflexul foarte bun, da. Dar cred că putea să facă putea să mai, mai da, departe, să, da. De portar mă refer, da, de portar. Exact, nu de portar. În rest, încă lipsește o viteză de joc la CFR. E o echipă care suferă. Sunt jucători care nu s-au ridicat la un nivel foarte bun în seara asta. Adică n-au fost foarte activi. Dinamo. În schimb, Dinamo, uite, echipa care putea să detașeze la... Dacă nu iese Golubović la faza aia acolo... Dinamo putea să scoată un rezultat pozitiv, pentru că în partea a doua jocului au fost două situații importante, fiecare de câte una, de fiecare parte. Bun, hai să ne mai uităm la o fază împreună cu Marius Avram. În minutul 26, la galbenul lui Keita, cam ce ar fi de vorbit acolo, Marius, dacă se poate da mai mult de galben? Da, merită o analiză faza respectivă, pentru că este un atac venit din lateral, cu forță, cu viteză și cu talpa direct pe piciorul adversarului. Cu toate acestea, o să vedem într-o reluare, cu un cadru mai apropiat de piciorul jucătorului, îi prinde gheata, nu chiar pe gleznă, deci nu deasupra ghetei, și atunci înclin să-i dau dreptate arbitrului și să spun că a luat decizia corectă de a da cartonașul galben. Cu toate acestea, un atac riscant, pentru care unii arbitrii sancționează un pic mai dur. Dar a avut mare noroc că nu i-a prins piciorul pe pământ, pentru că atunci putea să ducă la o accidentare destul de gravă a jucătorului. Ceea ce arată că a fost un meci dur. A fost un meci luptă. Ambele echipe au intrat tare. Arbitru a avut de gestionat foarte multe contacte și foarte multe faze de genul acesta.
iar una peste alta, aceasta e cea mai bună reluare unde se vede clar că îi vine înghiată, dar una peste alta nu pot să spun că a avut un meci reușit cu jucătorul astăzi. Mai vorbim puțin, mai vorbim după ce îl ascultăm pe Dan Petrescu. Au pasat foarte bine, au fost agresivi, noi am fost foarte moi. Pe final de repriză am riscat să luăm gol, după care am făcut două schimbări la pauză, cred că s-a echilibrat jocul. Chiar dacă era 1-1 prima repriză, era puțin mincinos scorul. În a doua repriză putea să câștige și ei și noi. Noi am avut două ocazii mari de tot, ei la fel. Și până la urmă, cred eu, un rezultat echitabil. Dar dacă câștiga o echipă, vă dați seama că era iar cine merita să câștige. Eu zic că până la urmă un egal e meritat, e un punct în deplasare pentru noi, un punct important. Dar e clar că era mai bine dacă, eu știu, Michael înscria și el că e prea dar niciun gol. Săracul era terminat după meci. Mă îngrijorează ceva, pentru că spunea și dumneavoastră că au fost două reprize total diferite. Da. Mă îngrijorează ceva în jocul echipei? Mă îngrijorează, da, normal că mă îngrijorează. Prima repriză n-am arătat bine, dar peste trei zile avem joc. N-avem timp mai nimic să facem. Un antrenament poate, nici ăla. Trebuie să facem multe schimbări. Avem un lot numeros. Trebuie să ghicesc primul 11. Ne așteptă la Galați acum un meci incredibil de greu, pentru că ei astăzi au făcut tot egal, au nevoie de victorie ca să reintre în play-off și sunt convins că va fi un meci care pe care și cu Oțelul. Avem nevoie de victorie și noi și ei. Cum ați reacționat când ați văzut că inițial golul lui Luis a fost anulat, după care... Nu, l-am văzut la video, mă gândeam, Doamne ferește să-l anuleze, că n-a fost nimic, ați văzut și voi. Bine că cei de la VAR au reacționat, cred că e prima oară în sezonul ăsta când am o decizie VAR pro, nu prea am avut penalti, nu prea am avut decizii VAR pro. Au fost două azi în favoarea noastră, normale și offside-ul și golul. Deci în luna noiembrie parcă s-a sucit ceva așa și suntem puțin mai norocoși. Dar de reproșat ceva la golul lui Dinamo pentru că... Da, e clar că punctele noastre foarte sunt la fazele fixe și poate și lipsa faptului că n-am lucrat azi dimineață. Au fost niște motive care n-am putut să lucrăm și... Dacă am văzut, pentru că prea ușor am primit, dar pe final, în același timp, la patru cornere, ne-am apărat foarte bine. Pe final a avut Dinamo patru cornere și puteam să luăm gol acolo. Bun, CFR rămâne echipa cu cel mai bun atac din campionat. Cumva, poate contrar filozofiei dumneavoastră, poate ar spune unii lucrul ăsta. Cum e? Păi, ce să fac? Nu contează câte goluri dai, câte goluri, contează rezultatul. E clar că anul ăsta, până acum, am marcat cele mai multe goluri. Am luat foarte multe goluri și nu putem să mai schimbăm asta cu golurile, dar în continuare cred că suferim în apărare și nu știu cum ce trebuie să facem. Adică, avem nevoie de întăriri la iarnă? Nu, acum nu are rost să vorbim de întăriri. Eu cred că avem destui jucători. A fost o perioadă foarte grea cu accidentări și acum, astăzi dimineață, trei jucători care au început meciul erau incerți. A trebuit să facem un test cu ei, de-aia nici n-am făcut fazile, am făcut teste cu jucători. Înainte de meci, Camora s-a simțit foarte rău. Și de-aia l-am și scos la pauză, se simțea foarte rău. Și Luis Muntean a avut o durere de spate, a jucat cu durere de spate. Mai deci în total vreo 5 jucători, nu știu ce se întâmplă ceva, parcă dintr-o dată vreau să fac echipa și mi se spune că îmi doare piciorul, doare aia. Și noi nici n-am jucat așa de multe meciuri în Europa, ca să zici cum eram în anii trecuți. Deci e o perioadă grea în continuare și cu Nâncolo, care de-abia a revenit, Camara, în continuare absență, jucătorii de atac ne-au lipsit. Eu cred că dacă erau în teren astăzi, puteam să producem mai mult în atac. Spuneați de accidentări, de indisponibil pentru meciul cu Oțelul. Credeți că vor pleca și la echipa națională? Sunt semnale că sunt... Păi, din păcate, Abeide îl pierdem, care a jucat astăzi, și fundaș central și fundaș stângă. Luni trebuie să fie în avion să plece. Din păcate, nu l-au lăsat. Cum se vede mai departe această luptă acolo sus? Podiumul cu Cluj, Dinamo, CFR? Nu e vorba de podium aici, e vorba de play-off. Sunt 12 echipe, se vor bate până la final. Toată lumea zice, nu, că păi, stai puțin, că trec etapele. Și mai e puțin și începe play-off, mai e puțin. Și toate echipele sunt acolo. Dar ce orice... fără lupta pentru titlu sau pentru Europa? Nu, noi suntem în lupta pentru play-off acum. Asta e, toate șase echipele sunt. Nu cred că se gândește cineva la titlu. Toată lumea se gândește la play-off, pentru că niciodată n-a fost așa greu să intri. Dar toți o iau așa, cam, lasă-mă, că nu știu. Nu, să joacă până la final. Lotul play-off? Cine? Lotul dumneavoastră. Nu, nu știu, eu zic că primele 12 echipe putem să ajungem acolo. Normal că și noi avem jucători buni și toți.
Acum să vedem ce se va întâmpla la iarnă la toate echipele. Ce jucători vor veni și ce vor pleca. Dar nu cred că vă mai temeți pentru prezența în play-off, nu? Da, eu zic vorbesc singur. Hai, ceau. Ție convine, dar e mai slăbit. Nu, mă uitam la cum l-am pus eu la slăbit pe decebalator când a apărut televizor. Arăta bine, nu? Era bună. Mulțumesc, Chili. Da. Jelico Copic, e timpul să-l ascultăm și pe antrenorul lui Dinamo, nu? După acest egal cu CFR-ul. Good evening, a draw tonight. What are your thoughts after this Care ar fi gândurile match? După acest egal? My first impression is that we lost today 2 points. That Prima mea impresie că este că am pierdut 2 puncte. I'm very satisfied with the team, with lot of positive things offensively, defensively we were stable, we didn't give am fost stabil defensiv, am arătat multe lucruri frumoase, bune în ofensivă. It was important second half after this goal to continue to după acel gol primit în finalul primei reprize trebuia să era importantă în epiza a doua să continuăm la fel, să avem un echilibru. And at the end, good game from our side and we are a little bit sad because of us the feeling is that we were closer avem to the game. Avem sentimentul că am fost mai aproape de o victorie decât adversarii. Golubovic tonight, how is your feeling? What's the situation? We will make medical check and then we will see what is the situation. For me also is important that the approach and și situația lui medicală. Didn't have any Golubovic, big problems because it was there they were 50-50 today to play or not and okay we will see with Adnan. I hope that it will not be something some big injury. Mai vorbi și despre alte anything probleme to say medicale. About CFR goal, how did you saw that situation? Cum ați văzut Golubovic, Boateng, faza what de la happened there? Golul CFR-ului. From our side, okay, it wasn't best reaction. We have to communicate better. Trebuia să comunicăm mai bine la acea fază, n-am avut cea mai bună reacție. It was unlucky, you know, it wasn't some clear chance or n-a some fost o ocazie clară some great de lor. Play of CFR and okay, but we have to accept this. Trebuie să acceptăm greșeala asta. In the second place, I guess that pleases you. We are good. I think that we play good football. Cred că am jucat un fotbal bun. In consistency in our performances. Avem consistență în evoluția noastră. Now we have again 2 weeks to little bit to rest, to work, to prepare. Avem două săptămâni să muncim, să ne mai și refacem. This season until the Christmas, and I hope la that we will be in the good shape for these games. How did you saw Roșca debuting? Yeah. He was confident. I think that whole team, that everybody can feel that team was încredere. Playing today with a lot of confidence, and he was okay. A fost ok, toată echipa a jucat cu încredere. Ready to be there. Okay, he didn't have some big save, but he was nici n-a avut mare lucru de apărat, and, dar ce a avut him. A fost încrezător. Da, o să-l ascultăm și pe Roșca. De ceva nu te-am întrebat de meci sau te-am întrebat altceva și ne-am dus pe rături. Da, mie mi se pare că Dan Petrescu încă își caută echipa, adică nu găsește o formulă cu care să atace fiecare meci așa cum făcea în trecut. Mi se pare că Taxidis, după venirea lui Petrescu, a fost o soluție. Țineți minte cum a plecat din era Mutu, dar acum s-a stins, nu mai există. Taxidis făcea foarte mult în la mijlocul terenului la CFR. Nu mai există. Eu cred că e singurul în seara asta care s-a ridicat la un nivel bun, să știi. El cu Luis Munteanu. Nu mi s-a părut. Dar pasă pentru Michael, pasă pentru tot nu, pasă asta în profuzime. Nu mi s-a părut, era mai decisiv. A făcut gol. Munca asta grea, probabil, de mijlocul terenului, pe care eu n-am văzut. Ion Jemarc, a spune de alții care nu s-au ridicat la un nivel foarte bun. Mie Taxidis mi s-a părut slab astăzi, poate că greșesc așa. Dar nu contează, ai părerea ta, nu? Da. Taxidis e și nu numai cel mai periculos, el cu Luis Munteanu. Au fost jucători care nu au fost în rib, au fost jucători care nu au avut realizări. Da, nu mai vorbesc de Deac, de au fost nu sunt la capacitatea lor maximă. Probabil că ăștia sunt jucătorii, cu ăștia trebuie să lucreze Petrescu în următoarea perioadă. Ați văzut că a fost și destul de defensiv când a fost întrebat: aduceți ceva în iarnă? Nu, ăștia sunt jucătorii, nu discutăm despre asta și
Faptul că echipa asta nu a promovat în, în Europa a făcut-o să clacheze. Așa mi se pare. Dar cu toate astea, Petrescu cred că are și poate, are talentul să o țină în play-off și să vadă dacă se va face o injecție cu niște jucători care să poată să facă diferența în concurență cu FCSB, cu Universitatea Craiova, da, poate chiar cu Rapid, pentru că nu știu dacă Oțelul și cu Cluj și celelalte și echipe. Nici nu a mers chestia asta cu Postolache acolo în bandă, în stânga. Adică nu. Da, și Postolache a fost adică nu e de bandă, adică nu pot să nu cred că poate să aducă un plus de soluția asta de extremă. A intrat bine Munteanu la meciul cu a băgat în bandă la ultimul meci în deplasare la Buzău. A băgat pe postul ăla în partea dreaptă și a intrat Luis Munteanu atacant. Dar Luis Munteanu pleacă din zona aia și au făcut un schimb de locuri și a marcat după pasa lui Luis Munteanu. Dar nu-l văd în bandă. Dar când n-ai soluții, poți să faci și chestia asta. E momentul să-l ascultăm și pe debutantul în Superliga, portarul lui Dinamo, Roșca. Alex, bun găsit și felicitări pentru prestație la debut. Cum a fost? Mulțumesc frumos. Un debut bun. Mă bucur că n-am luat gol, în primul rând. Îmi pare rău pentru colegul meu, pentru Adnan. Îmi pare foarte rău. Am scris acum să văd cum e. Un debut bun, fără gol. M-au încurajat băieții, a fost bine. Cum se trăiesc primele minute în Superliga și acolo în poarta lui Dinamo, într-un derby cu CFR Cluj? Da, o echipă bună. Vă dați seama, am avut emoții fix când am intrat atunci, dar pe parcurs n-am mai avut. A fost foarte bine. Ce ți-au spus cei din staff înainte să intri? Nu știu, domnul Copici, domnul Petre, Caparco, cum te-au încurajat înainte? Mi-au spus doar să fiu eu, atât. N-au venit să îmi pună presiune pe mine sau ceva, a spus doar să fiu eu și va fi bine. Totuși, a fost așa un meci destul de discutat. Cum ai trăit tu minutele acestea pe teren și cum ți s-au părut cei de la CFR? Cum ai simțit forța CFR? După părerea mea, am controlat jocul cap-coadă. În repriza a doua chiar nu ne-au pus probleme. A fost un debut, cât pot să zic, ușor. Ce îți propui mai departe la Dinamo, care e visul tău, hai să zicem așa, la acest club și mai departe? Păi, în primul rând, clar, să joc mai mult și pe mai departe, nu știu, vedem, Doamne ajută cu Dumnezeu. Vii cu vești bune în privința lui Golubovici de la vestiar sau se anunță a fi o accidentare și atunci e nevoie de tine acolo în poartă pe viitor? Nu mi-a răspuns încă la mesaj, nu știm nimic, nici cei din staff nu știu, așteptăm acum un răspuns. Sper să fie bine, dar nu. Tu ai încredere, nu? Că te poți descurca fără probleme în partea lui Dinamo, da, după debutul ăsta. Da, 100%. 5 puncte de liderul Universitatea Cluj, bineînțeles CFR-ul un punct mai puțin, la 6 puncte, dar CFR și Cluj au un meci mai puțin, CFR-ul restanța, iar Cluj meciul cu FCSB. Da, iată, clasamentul în partea lui superioară și are dreptate Dan Petrescu, sunt o grămadă de echipe care pot lupta sau se pot implica în lupta la play-off și, cum spunea și înainte de meci, prezența în play-off poate fi considerată o performanță pentru CFR. Acum, așa sportiv și uitându-ne la puncte, așa este, are dreptate. Dar probabil că uitându-te la câți bani ai cheltuit în această vară-toamnă la CFR, probabil că patronul CFR-ului nu vede lucrurile așa ca o performanță dacă ajungem în play-off. Hai să vedem ce spune și fundașul stânga lui Dinamo, Raul Opruț. Bună seara, Raul. Remiza în această seară împotriva CFR-ului este un rezultat corect? Da, bună seara. A fost un meci greu. Cu tot respectul pentru CFR, cred că mai ales a doua repriză am avut șansa să câștigăm, am avut multe ocazii, cred că am făcut un meci mai bun și cred că meritam victoria per total dacă stăm să o luăm așa. Până la urmă trebuie să vedem partea plină a paharului, am câștigat un punct contra CFR-ului, o echipă bună, o echipă care mereu s-a luptat și se luptă în continuare la campionat și să continuăm să fim ca la meciul de această seară. Ați terminat meciul acolo în ofensivă, ați avut și ocazii importante prin Cârjan, prin Politic, cum s-au văzut din teren?
Da, s-au văzut, din păcate, nu s-au văzut bine că nu am reușit să fructificăm acele ocazii, dar ne bucurăm că am ajuns în fața porții, pentru că ultimul meci de acasă cu UTA, pot zic așa, nu am făcut sau nu am avut prea multe situații de a marca, mai ales sau de repriză. Astăzi ne-am creat multe situații, păcate am înscris doar un gol, a mai fost un gol anulat pentru offside, a fost acea ocazie a lui Denis, mai multe situații periculoase, dar am reușit să înscriem doar un gol. Cu siguranță trebuie să ne dea încredere faptul că am ajuns des la finalizare împotriva CFR-ului, care știm foarte bine că are o defensivă bună și mereu, să zic așa, a fost în primele echipe din campionat ca și goluri primite. Voi vă reproșați ceva la golul încasat? Nu, cred că este cazul de reproș. Sunt lucruri care se întâmplă în fotbalul mare. Cred că a fost vorba de o eroare de comunicare mai mult decât despre o eroare individuală. Sunt lucruri care se întâmplă. Da, ne pare pentru Adnan că a ieșit accidentat, dar cum ați mai devreme, sunt lucruri care se întâmplă și nu cred că are rost să dăm vina unul pe altul sau să ne gândim la, nu știu, la alte chestii. Ai primit și un galben la un moment dat pentru proteste. Ce s-a întâmplat? Da, acolo? Pentru proteste, pentru că uneori domnii arbitri sunt cei foarte sensibili. În fine, a fost un galben pentru proteste, mi-a spus că sunt prea agitat și asta a fost. Aștepți un semn și tu de la echipa națională? Trebuie să se anunțe selecția. Da, nu știu dacă aștept un semn. Cu siguranță, dacă voi merita să fiu acolo, voi fi acolo. Trebuie să continui să joc, să mă antrenez bine. Am avut, din păcate, și o perioadă, să zic așa, când am fost accidentat, după care luau cartonașul roșu, acum eram o prune cu UTA. Mă bucur că mi-am revenit, chiar dacă am făcut doar un antrenament săptămâna asta, și eu și Josh. S-a văzut pe final că eram puțin obosiți. Ne bucurăm că am ieșit până la urmă toți sănătoși, să zic, din meciul ăsta. O să avem 2 săptămâni timp în care să ne revenim fizic, să muncim și să o luăm de la capăt și să ne menținem locul în clasament. Da, pot spune că ești în cea mai bună formă a carierei, atât din punct de vedere personal, cât și ca echipă. Până la urmă, Dinamo e pe locul 2. Da, nu știu dacă pot să spun eu chestia asta. Sunt oameni care... Cum zici tu? Eu mă simt bine, mă simt într-o formă bună, mereu mă simt într-o formă bună și când am fost la Sibiu, m-am pus în perioada din Belgia în care, în fine, n-am jucat și n-am avut cum să fiu într-o formă bună, să zic așa, dar mă simt bine, da, încerc să-mi fac treaba, să muncesc cât mai mult, să mă antrenez bine și să mă ferez de accidentări, pentru că asta e cel mai important, să am cât mai multe jocuri în picioare. A fost Raul Opruț. Mâine 3 meciuri din Superliga, Poli Iași cu Șepși la 1:30, Universitatea Craiova cu Hermannstadt la 6:15, după acest meci avem și Digisport special, iar la 9 este Rapid UTA și, bineînțeles, după meci iarăși avem Digisport special. Pentru aceia dintre dumneavoastră care, și bănuiesc că nu există, care nu...